Salutare, prieteni, și bine ați venit la un nou episod al segmentului nostru săptămânal de știri auto. Astăzi vorbim despre noua Kia EV9, cel mai puternic AMG GT63S coupe din lume, și aflăm cum a reușit un cetățean din Botoșani să anuleze rezultatul examenului practic pentru permisul de conducere categoria CE, după ce poliția în prealabil a crezut că n-ar merita permisul și apoi s-au întâmplat niște chestii. Vă spun imediat, dar până atunci, dacă tot vorbim de permis de conducere, cum merge cu A2-ul? Ce mai pilotăm? Merge bine A2-ul, merge bine. Da. Nu am altceva să adaug, merge bine. Avem imagini oficiale cu noua Kia EV9. Acesta va fi cel mai mare model electric al coreenilor, oferă 7 locuri și vine cu un design îndrăzneț. Datele tehnice vor fi dezvăluite la finele lunii martie, dar până atunci ne putem bucura de design. La interior, modelul nu se abate de la moda actuală și prezintă două ecrane LCD de 12,3 inch și un design minimalist. Un lucru interesant este că în configurația cu 6 locuri, scaunele de pe rândul din mijloc pot fi rotite la 180 de grade, ceea ce înseamnă că pasagerii de pe rândurile 2 și 3 pot merge față în față dacă vor acest lucru. Acestea fiind zise, cum ți se pare designul, atât la exterior cât și chestia asta cu scaunele? Pot merge față în față atâta timp cât nu li se face rău, atâta timp când nu stăm atâi cu dumii față în față. Exact. Ce zici de exterior? E poate puțin G-clasi, așa că e puțin mai pătrățos, să zic. Nu ești departe, mie mi se pare un pic Volvo. A scos acum Volvo, un SUV electric pe platforma lui XC90, care mi se pare că seamănă foarte mult cu EV9. Da, important e să aibă range și să tragă. Și să fie ieftin. Dacă n-ai ce face cu 2,6 milioane de euro, am eu o sugestie. Gordon Murray Automotive T50. Pentru cei care nu știu cine este Gordon Murray, este domnul care a creat originalul McLaren F1, una dintre cele mai importante mașini din istoria recentă. T50-ul, care tocmai a intrat în producție, este visul oricărui iubitor al automobilului. V12, atmosferic, 663 cai putere, cutie manuală în 6 rapoarte, punte motrică spate și masă totală sub 1000 de kilograme. Pentru că lui Gordon Murray nu-i plac eleroanele mari, apăsarea pe asfalt este reușită prin montarea unui ventilator în spate ce creează vacuum și ține mașina pe carosabil la viteze mari. Ce zici de asta? Gândeam că zici că are praguri, Maxton și toate astea să țină apăsarea, dar a fost puțin departe, se pare. Mi se pare o mașină incredibilă, cu siguranță va fi ceva de colecționat pentru viitor, pentru că mi se pare așa un ultim hipercar old school. De acum încolo, știi, mergem pe electric, aia e, dar un V12 atmosferic de 6 de cai, cutie manuală. Nu, spre rachete. Da. Rămân la M-uri, la de-astea, ceva mai accesibil. Fanii Ford vor trebui să-și... Ceva accident. Da. Este oficial, de la 24 martie 2023 intră în vigoare noile norme pentru Rabla Classic și Rabla Plus. Subvențiile cresc de la 6.000 de lei la 7.000 de lei pentru casarea unui vehicul sau de la 9.000 la 10.000 de lei pentru casarea a două vehicule. Se finanțează și programul Rabla Local, care prevede că poți lua de la stat 3.000 de lei bani în mână dacă alegi să casezi o mașină mai veche de 15 ani. Pentru Rabla Plus intră în vigoare legea, de care tot auzisem în ultima vreme, și anume vei primi reducerea de la stat de 10.000 de euro pentru o mașină electrică doar dacă prețul mașinii electrice nu depășește 75.000 de euro. Deci ai grijă cu Tesla aia pe care vrei să iei. Cel mai puternic Mercedes AMG GT Coupe S63 se află în Qatar și are 1350 de cai putere la volantă sau 1000 de cai putere la roată. Asta înseamnă că mamutul cu 1250 Nm cuplu și masa de peste 2 tone atinge 100 în câte secunde crezi tu? Măsurat pe Draghi, așa zic ei. 3 secunde. 2,6. Probabil mai impresionant e timpul de la 100 la 200, în cazul de față 4,3 secunde. Dar toate aceste cifre sunt impresionante. Mașina de bază nici ea nu lasă de dorit. 0-100, 3,2 secunde. Să bagi o gălăgie de bani în mașina asta ca să scazi timpul de la 0,4 să scazi. Da, de la 3,2 la 2,6. Ce nu te-ai gândit tu? Da. Că e vorba de procente aici, nu e vorba de secunde, adică. Ah, ok, ok, ok. Bine. Păi chiar e vorba de procente pentru că se simte mult mai tare, omul meu. Cred că, mamă. 3,2 ăla era nimic. Un domn din Botoșani s-a simțit nedreptățit la susținerea examenului practic pentru obținerea permisului de conducere pentru categoria CE, astfel că a contestat rezultatul la serviciul de permise și înmatriculări din Botoșani.
În urma vizualizării înregistrării video a probei practice, conducerea instituției a recunoscut că există diferențe între greșelile comise de candidat și cele însemnate de examinator. Astfel că domnului reclamant i s-a oferit șansa să susțină iar examenul în termen de 30 de zile. Ai crede că a câștigat omul, da? Nu, mai e. Domnul în cauză nu a fost mulțumit și a solicitat autorităților să-i elibereze permisul pentru că el considera că îl merită, da? S-au uitat iar autoritățile pe înregistrări și au determinat că a mai existat o eroare, aceea că proba nu a durat cel puțin 45 de minute, cum cerea legea, ci numai circa 35. Prin urmare, fii atent, s-a hotărât ca domnul să mai fie evaluat încă 10 minute și după completarea evaluării, dacă va merita, va primi permisul. Da, nu e pe puncte de penalizare și acolo? Ba da. Păi și dacă a strâns punctele sau... Păi asta e faza, că el a făcut contestația, s-a dovedit că nu strânsese punctele, dar s-a dovedit și că nu s-a ajuns la limita de 45 de minute minimă pentru examinare. Păi așa că îl mai examinează încă 10. A reușit? Nu știm, vedem în curând. Uniunea Europeană ar putea fi obligată să accepte combustibilii ecologici chiar și după 2035. Ministrul transporturilor din Germania a susținut la Strasburg o scutire pentru mașinile ce utilizează combustibili ecologici pentru motoarele cu ardere internă, argumentând că acest lucru ar trebui să fie posibil măcar în industria transporturilor. Acolo unde propulsia electrică nu este viabilă, iar tehnologia propulsiei pe hidrogen încă nu are sens din punct de vedere economic. Combustibilii eco ar fi neutri din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon, ceea ce i-ar putea face o soluție viabilă și după 2035. Deocamdată, singura fabrică de combustibili ecologici e deschisă de Porsche undeva în Chile, deci mai durează până vom putea converti mașinile vechi la astfel de carburanți noi. Ei bine, cam asta a fost săptămâna aceasta cu știrile auto. Dacă v-a plăcut ce ați văzut, nu uitați să ne lăsați un like sau chiar un comentariu. V-am fi extrem de recunoscător dacă v-ați și abona. Dar până atunci, cum vi se pare ideea de combustibil eco? Matei, ce zici? Pe MT-09 ăla pe care urmează să-l iei nu știm când, pentru că și-a vândut MT-07-le, apropo. Bagi în el combustibil eco? O butelie așa mică de gaz sub șaia aș pune. Un GPL micuț acolo. For safety reasons. Sam. Bun, cam asta a fost săptămâna asta. Ne vedem săptămâna viitoare. La revedere!